Salutare tuturor! Astăzi am să vă arăt cum puteți să faceți o modificare de la distanță în setările invertorului DE. Practic puteți să faceți această modificare de oriunde ați fi, atâta timp cât aveți acces la internet. Modificarea se poate face atât de pe un calculator de birou sau laptop, sau chiar și din aplicația mobilă DE, de pe telefonul mobil. Eu o să fac modificarea de pe un laptop, dar la fel este și de pe un telefon mobil. Practic sunt acelea setări. Prima dată ne logăm în aplicația noastră de la DE Cloud. Intrați pe decloud.com. Eu deja am intrat. Ne am logat în aplicație. Eu am două invertoare conectate în paralel. Eu o să intru pe invertorul principal, master. Faceți click pe el. Eu o să modific acum setările pentru baterie, de exemplu, acum sunt în modul BMS. După cum puteți să vedeți, ne arată 77% și o să modific în modul tensiune la baterie ca să nu mai încarce peste acest procent de 77% și practic să rămână la această valoare. Pentru modificare o să intrăm în device, apoi o să intrăm pe device control, iconul din mijloc de la operation sau operațiuni, Apoi facem click pe read, să citim valorile invertorului. Iar acum intrăm la battery setting, battery type, facem click și de aici selectăm battery V-mode, modul tensiune la baterie. Iar acum o să apăsăm pe Setup și se face modificarea. S-a făcut modificarea, ne arată aici Set Successfully, apoi revenim înapoi la meniul principal să vedem dacă este corectă setarea și a luat-o. Modificarea în setările invertorului nu este afișată instant în online. Practic trebuie să așteptați 5 minute, apoi să faceți un refresh în aplicație și vedeți dacă informațiile afișate sunt conform cu setarea făcută de voi. O să facem încă o dată click pe invertorul principal. După cum puteți vedea, modificarea s-a efectuat cu succes. Ne afișează capacitatea de încărcare a bateriei de 100%. Practic, acum suntem în modul V-Mode sau modul tensiune din setarea invertorului, din cât produc panourile acum ne asigură consumul casei, iar diferența rămasă pleacă în rețea. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare.